2 ani, cu multă emoție, cu multă speranță și cu oarecare teme, semnam ceea ce avea să fie și este până azi acordul de constituire și funcționare a Uniunii Sociale Liberale. Dumneavoastră, deci, celor de aici și tuturor celor care sunt în continuare alături de noi, sunt în continuare alături de proiectele de speranță noastre pentru întreaga România. Tuturor să vă mulțumesc pentru forța, pentru credința, pentru loialitatea pe care ați dovedit-o până acum, atât între noi, între partidele noastre, dar mai ales față de aceia care au așteptat și așteaptă de la noi nu doar o victorie electorală reșitoare, pe care ei, cetățenii, ne-au dat-o, dar așteaptă îndeplinirea marilor proiecte pe care le-am angajat. Sunt exact 2 ani de la constituirea acestei construcții politice, cu ceva vreme înainte ca ea să se nască și de atunci încoace până astăzi, zi de zi, seară de seară, unii trudesc destoinici, n-am încercat să destrame încrederea între oamenii, între partidele care ne-am asociat în acest proiect. Fire miloasă, creștin și categoric înclinat spre compasiune, sunt îndemnat să-mi pară rău. Știu că eforturile acestor oameni, oricât de bine plătite, sunt vane. Și știm acest lucru cu toți. Construcția noastră este trainică, a dovedit acest lucru. Ea este fără precedent în istoria politică a României. Numai prin amvergură, prin amploare, prin ineditul asocierii a forțe politice cu doctrine și cu trecut diferit, dar mai ales prin calitatea relațiilor umane, personale, pe care am reușit să le construim. Nu doar eu, Victor Ponta, dar eu, Constantin și toți ceilalți, ci dumneavoastră. Știm foarte bine cine suntem, știm foarte bine de ce suntem împreună, știm foarte bine ce avem de făcut. N-am să vă spun așadar, astăzi, 5 februarie, la 2 ani de la nașterea Uniunii, la mulți ani. Pentru că nu știu cât sunt de mulți, dar am să spun atâta viață pentru Uniunea Socială Liberală, cât are nevoie și așteaptă de la noi poporul român. Modificarea Constituției este o temă majoră, este a doua temă majoră, alături de, în paralel, o bună guvernare a României, pe care noi am asumat-o în fața cetățenilor. Ea vine din experiența politică pe care toți am avut-o în ultimul deceniu. Ea vine din nevoia societății românești de a fi și în plan constituțional adaptată la maximele exigențe democratice pe care le dorim. Ea vine, de asemenea, pentru ca temelia tuturor regulilor, tuturor legilor, tuturor elementelor care coordonează și așează jocul democratic și politic să fie una solidă, să fie una care să nu mai lase loc de neclarități, de crize, de conflicte artificiale. Și în sensul acesta, discuția avea început. Să spunem din cadrul locului că, deși alegătorii ne-au dat acea majoritate de 2/3 cu care să putem vota în Parlament propriul nostru proiect de modificare a Constituției, am spus-o și o repetăm, nu dorim să facem asta.
Vrem să dăm o Constituție pentru toți românii, pentru toată societatea românească, pentru toată viața politică românească de astăzi și mai ales de mâine. Și de aceea dezbaterea despre modificarea Constituției va fi una largă, cu toate mediile publice interesate de acest lucru și competente în această zonă, și fără îndoială va fi o dezbatere corectă, democratică, ceea ce considerăm a fi în această privință partenerii noștri și anume forțele politice reprezentate în actuala poziție parlamentară. În ceea ce ne privește, există trei direcții majore în care avem câteva principii convenite deja. În primul rând, vedem Constituția nu doar așa cum s-a întâmplat în trecut, prin prisma forței, suveranității și intereselor statului. Vedem Constituția, în primul rând, prin prisma drepturilor, libertăților, intereselor cetățeanului. Cetățeanul este primordial în raport cu statul, pentru că statul este expresia instituțională a voinței cetățenilor în baza unui contract care este Constituția. Și de aceea, tot ceea ce putem face astăzi, cu toată experiența politică, legislativă pe care o avem, în a întări acolo unde e nevoie, în articolele constituționale, drepturile, libertățile fundamentale, legate de persoană, legate de proprietate, o vom face. Instituții puternice ale statului, da, neapărat și totdeauna în slujba cetățenilor, pentru care lucrează, de care sunt investite și de care sunt plătite. Fără îndoială că ceea ce înseamnă o reală consolidare a statului de drept și a principiilor democratice europene și universale își găsește lucrul cu prioritate în această formă nouă pe care vrem să o dăm Constituției. Fără îndoială că toate ambiguitățile care există în această privință și care, la un moment dat, ar putea fi speculate de o putere sau alta, oricare ar fi ea, trebuie pe cât posibil eliminată. Vrem o Constituție clară, o Constituție care să întărească, fără echivoc, tot ceea ce înseamnă principiul legat de democrație și de statul de drept în acest moment și în acest loc al istoriei. În al doilea rând, sunt chestiuni care țin de miezul vieții politice. S-a discutat foarte mult și va face aproape interesul în continuare, în chip special, deși nu e cea mai importantă între modificările Constituției, tema atribuțiilor președintelui și tema raporturilor președinte, guvern, președinte, parlament. Avem în această privință o experiență specială și în baza acestei experiențe aș putea spune că nu dorim, atunci când vorbim de redefinirea sau mai precis de clarificarea atribuțiilor și rolului prezidențial, nu dorim să facem altceva decât ceea ce am reclamat și unii și alții în toți acești ani de la președintele actual. Spunea premierul din mijlocul terenului de joc că nu mai vrea președinte jucător, ci vrea președinte arbitru. Asta i-am spus toți, doar Victor Ponta și nu doar acum, când este ca prim-ministru în teren. Asta i-am spus toți, asta i-am cerut toți actualului președinte și cel puțin în opinia mea, acesta era și spiritul în care actuala Constituție a fost gândită și a fost formulată. Președintele României nu este angajat într-o competiție pentru putere cu primul ministru sau cu parlamentul. Președintele României
Nu are nevoie de mai multă putere. Președintele României are nevoie de mai multă autoritate. Președintele României are nevoie de mai mult prestigiu. Pentru că dacă, într-adevăr, vom continua să avem un președinte ales direct de către toți cetățenii, așadar, un președinte cu maximă legitimitate în spatele său, această legitimitate îi se dă pentru reprezentarea tuturor românilor, nu a unui partid sau unor partide care au câștigat alegerile sau care l-au pierdut. Această autoritate îi se dă pentru a putea fi mediator, arbitru și reprezentant al tuturor în momente eventuale de criză. Această autoritate îi se dă pentru a veghea imparțial și non-partizan, așa cum spune Constituția și cum o spune în continuare, la buna funcționare a instituțiilor statului. Președintele nu trebuie și nu are de ce să mai interfereze nici în zona executivului, nici în zona legislativului. Președintele nu mai are de ce să profite de tăcerea sau de ambiguitatea actuală a unor articole din Constituție pentru a interpreta, pentru a modifica rezultatul unor alegeri parlamentare sau pentru a redesena câmpul politic în cazul constituirii unui noi guvern. Și atunci, vreau să spunem foarte clar, președintele, după alegeri parlamentare, se comportă ca o autoritate care constată și nu care interpretează sau modifică rezultatul alegerilor, fiind printr-un articol special constrâns să dea mandatul pentru formarea guvernului, să desemneze, cu alte cuvinte, un premier nu după libera sa voință, ci după voința exprimată clar de către alegători în acest scop. Să desemneze prim-ministru persoana propusă de partidul sau de coaliția, de actorul electoral care a obținut cel mai mare număr de mandat. Dacă acesta nu reușește să formeze o majoritate, asta ne spune Parlamentul și să mergem mai departe. Dar în felul acesta, tot ceea ce înseamnă raporturile dintre Guvern și Parlament sunt scoase de sub sfera de decizie a președintelui, pentru că Parlamentul și numai Parlamentul în această privință este depozitarul voinței alegătorilor, iar Guvernul este expresia și se află subordonarea Parlamentului și numai a Parlamentului în această privință. Clarificăm lucrurile așa cum ne-am cerut clarificate încă de pe când era o opoziție, și anume reprezentarea în structurile executive europene, începând cu Consiliul European, de către primul ministru și reprezentanții Guvernului României, pentru că acolo sunt teme, se caută soluții și se iau decizii de natură guvernamentală, președintele rămânând titularul politicii externe, rămânând comandantul forțelor armate, rămânând reprezentantul statului român în relații internaționale. Cu alte cuvinte, autoritatea președintelui ține de structurile statale suprapartizane, autoritatea primului ministru sub controlul guvernului, deținând toate celelalte pârghii ale puterii executive, așa cum e firesc. Întărirea rolului Parlamentului o vreau consemnată și în raport cu executivul, cu guvernul, nu doar cu președintele. În sensul acesta dorim explicit limitarea posibilității guvernului de a angaja răspunderea o singură dată într-o sesiune parlamentară și toate celelalte lucruri care să fie de natură să întărească puterea Parlamentului. Pentru că miezul ideii noastre de modificare și de clarificare a Constituției în această privință este centralitatea politică a rolului Parlamentului. Ne interesează mai
mai puțin cum calificăm semi-prezidențială, semi-parlamentară sau guvernamentală o astfel de republică. O vor face politologii. Pentru noi, ca oameni politici, pentru exprimarea voinței noastre politice este esențială ca și președintele, și primul ministru, și membrii guvernului, și cetățenii să știe că centrul vieții politice în România este Parlamentul. Pentru că Parlamentul este depozitarul direct, în acest sens, al voinței alegătorilor. În fine, există idei foarte clare pe care le avem, o evoca foarte scurt la principiile, în legătură cu însăși această instituție centrală, fundamentală a democrației. Dorim un Parlament bicameral, restrâns, numeric, cu atribuții distincte și poate cu modalități de alegere distincte, cameră, senat, un senat în principiu revenind reprezentanți ai regiunilor și cu atribuții de mare prestigiu pe care urmează să le discutăm. Dorim de asemenea să căutăm modalitățile constituționale prin care să împiedicăm acest flagel care este cunoscut deja și intrat în folclor sub numele de traseism politic, prin proceduri de referendum în colegiul respectiv, de exemplu, prin care să se retragă mandatul unui parlamentar care și-a părăsit partidul în numele căreia a candidat. În fine, a treia direcție, a treia zonă mare pe care nu voi dezvolta nici măcar pe celelalte două, ține de modificările impuse Constituției, de vasta reformă administrativă și de descentralizare pe care am anunțat-o și pe care este esențial să o realizăm cât mai bine, cât mai profund și cât mai repede. Apariția și consacrarea în termeni constituționale și legislative administrative a regiunilor. Descentralizarea reală care se facă în așa fel încât apariția regiunilor să fie categoric un pas pe calea apropierii serviciilor publice de cetățean, a puterii administrative de cetățean și de nevoile sale și, direct, pe calea integrării reale în ceea ce înseamnă peisajul și circuitul economic, administrativ, cultural, european. Lucruri importante asupra cărora trebuie să găsim soluții în Constituție, cum ar fi discuția de adaptare și la nivelul Constituției a legislației românești privitoare de pildă la posibilitatea confiscării averii dovedite ca dobândite ilicit în sensul legislației europene și chiar americane din ultimii ani, garanțiile, în fine, că tot ceea ce înseamnă sistemul judiciar este ferit pe cât posibil de partizanatul politic, de culoarea politică și, în același timp, responsabilitatea pentru buna sa administrare și pentru buna sa funcționare este asumată de cineva care deportează periodic în fața cetățenilor aceste lucruri. Vrem, în esență, o Constituție mai clară, o Constituție prin aplicarea căreia, prin intrarea în vigoare și aplicarea căreia, cetățeanul român să se simtă mai puternic, mai protejat de propriile sale drepturi și de instituțiile statului său și, în urma intrării în vigoare căreia, mecanismele politice, mecanismele de funcționare a instituțiilor de stat să fie categoric și definitiv subsumate interesului public. Nu este deloc o activitate ușoară. În legătură cu toate aceste lucruri pe care le-am spus aici, în legătură cu atâtea alte lucruri care vor apărea în această
voastră, sunt foarte multe păreri, există mai multe soluții, va trebui să vedem cu toții, repet, și printr-o dezbatere publică cât mai amplă, cum e mai bine. Dar esențial este ca la această rescriere a acordului fundamental, nu doar dintre politicieni români, ci dintre cetățenii României, să reunim cel mai larg consens posibil. Pentru că cel mai larg consens posibil în momentul adoptării unei Constituții dă speranța cele mai bune, cele mai solide, cele mai destrămutate respectări a acestui act fundamental. Și așa cum am făcut lucruri pe care mulți n-au ostenit să le creadă imposibile, cred că vom putea face și acest lucru care nu este imposibil, ci este doar dificil. Mulțumesc și vă doresc